Wow. Este luna ne spui în scădere. Dai vești bune? Da, să știi că sunt bune. Este luna în scădere, suntem încă sub semnul peștilor. Sâmbătă se va forma și luna nouă în pești, așa că toată această săptămână este minunată pentru detox, curățenie, eliminare din viața noastră a lucrurilor pe care nu le vrem. Este mai puțin însă, de exemplu, recomandat această săptămână, chiar toate zilele din această săptămână, de exemplu, să ne tundem părul, pentru că e luna în scădere. Dacă ține la podoaba capilară, trebuie să așteptăm după luna nouă să facem lucrul ăsta. Intră și planetele în berbec și chiar e recomandat, dar nu acum. De asemenea, vopsitul sau diverse tratamente unde sperăm să sporim sănătatea în corpul nostru, poate sunt mai puțin eficiente pe luna în scădere. În schimb, tot ce ține de îndepărtare, eliminare, curățare, sunt susținute astral. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este o săptămână cu aspecte interesante, mai ales la mijlocul săptămânii, aspecte karmice, pentru că luna trece printr-un punct sensibil învărsător, prin punctul de karmă care se activează în acest mod. Pe ce temă? Ideea este că vom dori foarte mult să ne trăim conștiința și să trăim liberi. Asta înseamnă să ne supunem mai puțin tradițiilor sau etichetelor, formulelor, chiar de familie, sociale, cutumelor. Da. Atât în grupuri, cât și în familie și în relația partenerială, cu alte cuvinte, să trăim după așa cred, așa simt, asta fac, ăsta sunt. Și cui nu-i convine asta este și se poate ca în unele cercuri, de exemplu, să existe atitudini foarte rebele și să existe și în relația cu copiii opoziție sau luări de cuvânt care ne plac mai mult sau mai puțin. Asta e un lucru bun până la urmă, Camelia, este, nu? Este un lucru bun pentru că nu sunt aspecte, da, punctul sinele, de vedere noi și sinele și conștiința. Sunt zilele trăirii conștiinței, marți, miercuri până joi la prânz. Mai ales pentru că nu se formează aspecte ostile pe hartă. Cu alte cuvinte, ne dăm seama cine ne limitează libertatea și luăm atitudine. Sau ce convingeri ne limitează libertatea, ce prejudecăți nu ne lasă să ne trăim liberi și ne formează atitudini față de diverse persoane. Ei, astea sunt zilele. Nu înseamnă neapărat că în viețile tuturor se vor crea efecte pozitive, adică ne și urmăm conștiința numai pentru că avem impulsuri, dar e bine că le avem. E adevărat însă, în săptămânile următoare, începând de fapt de vineri, multe planete se instalează în berbec și asta dă curaj și ne face vocali, să ne spunem punctul de vedere sau să luăm decizii pentru viața noastră. Așa asta că înseamnă este... că săptămâna care vine este doar un început. Este un preambul, pentru... da, de asta trebuie să eliminăm acum tot ce ne... Cu berbecii. Cu berbecii. Pentru berbeci este o săptămână într-adevăr plină, au foarte multe planete în semnul lor zodiacal și Uranus și Mercur și Venus. Cu alte cuvinte, au multe de spus, multe de gândit, multe de trăit. Sunt extrem de prezenți în tot ceea ce li se întâmplă și probabil că simt nevoia să corecteze niște lucruri, mai ales în relația cu superiorii, cu șefii, cu autoritățile, cu profesorii, cu părinții. Foarte mulți berbeci pot avea în această săptămână gesturi de revoltă, mai ales la mijlocul săptămânii, deși încă de luni, pentru că este o zi plutoniană, pot avea multe lucruri de criticat la superiorii lor. Taurii. Este o săptămână a corecțiilor, cu atât mai mult cu cât este în scădere. Se vindecă rând sufletești, se repară relații sau se înțelege într-o altă cheie ceva ce li s-a întâmplat și nu le-a convenit sau chiar i-a vătămat într-un fel anume, poate chiar au avut parte de niște pierderi materiale sau sufletești și este o săptămână a recuperării energiei și a înțelegerii cauzelor care au dus la toate aceste lucruri. Ziua de luni este destul de tensionată, mai ales pentru cei care circulă sau care așteaptă vești de la autorități, probabil că nu se le convină ce veste vine, dar se poate corecta în această săptămână. Gemenii sunt foarte sociali în aceste zile, au nevoie de prieteni să iasă, să se simtă atractivi, să se simtă iubiți, plăcuți și probabil că mulți dintre ei vor și flirta sau vor face noi cunoștințe și cei care sunt deja într-o relație probabil că vor da mici bătăi de cap partenerului pentru că da, tind să-și facă partenerii geloși. Pe de altă parte însă trebuie să fie atenți la cheltuieli, mai ales la începutul săptămânii, pentru că speră să vină niște bani, poate au făcut niște investiții mai creative și scorurile nu sunt așa cum se așteaptă ei. În schimb, pot avea un final de săptămână foarte bun. Pentru raci este o săptămână care pune accentul pe carieră și pe acțiuni foarte importante, care pot să le aducă faimă, prestigiu, recunoaștere, respect și țin foarte mult la lucrurile acestea și apără, cu alte cuvinte, funcția și scaunul. De aceea, probabil că luni și este ziua cea mai tensionată pentru că luptă pentru drepturile lor și pentru poziția lor. În schimb, spre finalul săptămânii se mai dispuși la negocieri sau să-și mai maleabilizeze un pic, dar nu mult, poziția și poate chiar convingerile. Lei, în schimb, au activitate în zona comunicării și chiar comunicării elevate și înalte, a
acte oficiale, întâlniri cu oficiali, discuții privind proiecte cu desfășurare pe termen lung, planificarea vieții, viziunea viitorului și își bat capul cu toate lucrurile acestea, cam cum o să arate viața lor de acum înainte și cu cine colaborează ca să iasă lucrurile pe care și le doresc. E foarte tensionată ziua de luni, începutul de săptămână, pentru că au multe lucruri de organizat și dacă oamenii pe care se sprijină nu sunt foarte conștiincioși, probabil că au plângeri în legătură cu asta și trebuie să corecteze. Fecioarele au o săptămână foarte interesantă, au nevoie de mai mult curaj și dacă n-au un antrenor foarte bun, un coach lângă ei, o persoană care să le sublinieze calitățile, să le aprecieze valoarea, să le susțină talentele, pentru că au nevoie în acest moment de un astfel de antrenor, probabil că singure din ele însele, dacă n-au o experiență de viață cu succese pe care să se sprijină, probabil că nu se mobilizează perfect. De aceea bine ar fi să caute persoanele care le cunosc foarte bine și care le apreciază, pentru că au nevoie de această susținere în acest moment. Balanțele. Foarte bună săptămână în plan relațional, indiferent ce fel de relații, că sunt apropiate sau sunt de business. Discută foarte mult despre diverse lucruri. Organizări privind casa, pe de-o parte, unde lucrurile nu sunt tocmai în ordine, mai ales luni vor constata că oamenii nu-și fac treaba sau că au lăsat pe ultima poziție în listă anumite obligații casnice. Pe de altă parte, însă pot fi întâlniri cu dezbateri despre contracte și colaborări sau planuri ale lor, dar unde depind de o persoană și trebuie să caute această persoană și cam stau după ea. Și asta poate să fie un pic nemulțumitor. Pentru Scorpion, foarte bună săptămână pentru muncă. Trebuie să se mobilizeze neapărat și să se organizeze în același timp. Trebuie să știe exact cu cine colaborează și persoana cu care colaborează știe exact ce are de făcut. Cu alte cuvinte, o mare bucătărie profesională funcționează la foc continuu în această săptămână și lucrul acesta poate să le aducă și bani, vor constata ei luni, marți și miercuri, adică dacă muncesc bine, vor veni cu siguranță și roade. Trebuie să regleze niște aspecte legate de acte sau de umbrelă juridică sub care funcționează profesional. Pentru săgetători este o săptămână în care nu au voie să cheltuiască, se gândesc la lucrurile acestea și de-abia începe cu această săptămână o perioadă de două luni aproape în care cheltuielile alea făcute și care acum nu se justifică, dar și cele care sunt de făcut acum, probabil că o să îi tragă înapoi. Așa încât o săptămână în care trebuie să fie un pic mai calculați când e vorba de proiecte în care pornesc plin de entuziasm, sigur, idei revoluționare, extraordinar și grandioase, multă nevoie de libertate la ei să ia pe cont propriu, probabil, o activitate, însă trebuie să știe că resursele financiare sunt puține și riscă să cheltuiască pentru niște idei care sunt grozave, dar poate nu e timpul lor. Pentru Capricorni este o săptămână care aduce multe discuții privind viața personală. Se pot întâmpla lucruri grozave în carieră, numai ca să le atinge viața personală, viața casnică. Și trebuie să vadă dacă miza merită, dacă o funcție care le mănâncă mult timp, le consumă mult timp și energie și poate îi face să lipsească de acasă, dacă merită în momentul acesta. Pe de altă parte, sunt multe persoane în familie care vor lucruri, fie schimbări legate de casă, fie anumite întâlniri în familie, anumite ceremonii, o schimbare de roluri și de obligații și trebuie să participe. Capricornii nu le prea convine și că sunt implicați și că au altă viziune decât membrii familiei. Pentru vărsători, o săptămână în care, pe de o parte, trebuie să pună accent pentru pe sănătate să-și mai regleze niște lucruri pentru că probabil au niște restanțe și în zona sănătății. Pe de altă parte, o săptămână cu multe planuri și au nevoie de niște soluții și caută soluțiile. Unii caută în manuale, alții ți la specialiști. Așa stau și meditează, își reflectează, observă ce se întâmplă în viața lor și trebuie să găsească firul roșu care îi scoate din labirint în acest moment, mai ales că labirintul este construit de mult, deci trag după ei niște lucruri pe care nu le-au făcut de multă vreme, când s-au lăsat pe tânjal. Pentru pești, o săptămână care poate să aducă foarte mulți bani, pe de-o parte datorită poziției lor și datorită oamenilor care creditează în această poziție, funcție sau rolul pe care îl au și au acest sprijin și ei au dat foarte mult din coate și au muncit enorm în ultima vreme și iată că sunt răsplătiți, dar trebuie să fie atenți la cei care i-au sprijinit, să nu le întoarcă spatele sau să nu îi neglijeze cumva. Pe de altă parte, pot intra în niște cercuri foarte interesante, trebuie să stea să se gândească dacă merită să facă parte din orice fel de colectivitate sau cine știe ce confrerie sau grup, pentru că de asemenea le poate limita libertatea. Așa că este o săptămână foarte bună, foarte bună pentru eliminare, curățare, corectare a unor greșeli, remediere. Ce nu ar trebui să facem, Camelia, în săptămâna asta? Ar trebui să nu ne tundem. Să nu ne tundem. Să nu ne tundem. Țineți minte. Să nu ne tundem, să nu ne vopsim, să nu ne aranjăm. Da.
Pe de altă parte, ar trebui să nu ducem vorba. Deci atenția la bârfe, încă planetele sunt unele în pești și aceste bârfe se pot rostogoli cu Mercur retrograd în Berbec, adică în săptămânile următoare ne pot crea dușmani foarte mari. Deci să nu ascultăm tot ce ni se spune și nici să urmăm tot ceea ce ni se spune. S-ar putea să nu fie potrivit pentru noi. Așa că e o săptămână interesantă.